Hei, salut drăguților! Eu sunt Lumi și bine ați venit în lumea mea. A venit timpul să fac și primul clip legat de sarcină. Vă spuneam la începutul anului că am în burtică un bebeluș, așa cum îi place Corinei să spună, și că în 2022 vine bebe 2 pentru noi. Este pe drum, este aici în burtică. Și vă spuneam atunci că urmează să fac așa o serie de clipuri în care să vă povestesc exact ce trebuie să faceți dacă sunteți însărcinată și locuiți în Austria, locuiți în Viena, care sunt pașii de urmat, care sunt documentele de care aveți nevoie și așa mai departe. O să vă spun exact experiența mea, ce am făcut eu. Bineînțeles că lucrurile pot fi diferite, fiecare cu povestea lui, însă sper ca informațiile pe care vi le ofer eu astăzi să vă fie de folos. Dacă nu știți exact ce și cum, poate sunteți la prima sarcină, poate sunteți nou veniți aici în Austria și viitori părinți și nu știți exact ce trebuie să faceți. Urmăriți așadar în continuare clipul să vedeți exact despre ce este vorba în primul trimestru de sarcină. Înainte însă, știți bine că o să vă rog să vă abonați acestui canal, apăsați clopoțelul să primiți notificările și dacă vă place clipul acesta, dacă vă place canalul, dacă vă place de mine, dați și un like acestui clip, m-ați ajuta foarte mult și vă mulțumesc pentru aceste lucruri. Trec acum la treabă și vă spun, am aici lângă mine hârtiile de la doctor pentru a ști exact și pentru a nu omite unul dintre lucrurile pe care eu le-am făcut, pentru că a trecut ceva timp de atunci, eu sunt deja în trimestrul 2 de sarcină, însă am vrut să am așa o idee generală despre ce se întâmplă în prima perioadă a sarcinii pentru a vă oferi toate informațiile de care aveți nevoie. Și am și o poză aici cu bebe, prima lui poză și bineînțeles și celelalte documente pe care le am de la doctor. Așadar, o să încep cu începutul și o să vă spun că în momentul în care aveți o suspiciune că ați fi însărcinată sau ați făcut un test de sarcină și a ieșit pozitiv, primul lucru pe care trebuie să-l faceți este să mergeți la medicul ginecolog. Dacă aveți deja unul, dacă nu, vă căutați unul, însă ar fi bine să aveți deja un medic ginecolog pentru că este destul de greu să găsești un loc repede în cazul în care nu ești pacienta unui anumit medic. De obicei, pacientele noi trebuie să aștepte o anumită perioadă și, bineînțeles, când ești însărcinată și lucrurile se întâmplă destul de repede, se poate să nu ai timp să aștepți și este bine să aveți dinainte un medic ginecolog. Așadar, primul lucru, faceți o programare la medicul ginecolog. Când sunați să faceți programarea, spuneți-i că sunteți însărcinată și atunci o să primiți o programare cât mai repede. Iar în momentul în care mergeți la medicul ginecolog, el o să vă facă o ecografie, vă întreabă anumite lucruri acolo și dacă sarcina se confirmă și este totul în regulă, o să primiți acest Mutterkind Pass. Carnețelul acesta galben, care vă va însoți atât pe perioada sarcinii, cât și în primii ani de viață ai copilului care se va naște. Deci este foarte important acest carnețel. Aveți grijă de el să nu îl pierdeți, să-l aveți mereu cu el, pentru că toate analizele, toate controlele și tot ce se va întâmpla pe parcursul sarcinii vor fi notate în acest carnețel. Așadar, primiți de la medicul ginecolog carnețelul acesta. Și ce mai primiți de la medicul ginecolog este, bineînțeles, o trimitere să vă faceți analize de sânge. Iar aceste analize includ, bineînțeles, o imagine completă a sângelui, deci hemoglobină și tot ce mai ține de lucrurile acestea, nu știu exact să vă spun. Plus că o să vă facă niște analize legate de sistemul vostru imunitar, dacă ați avut toxoplasmoză, dacă ați mai avut acolo câteva boli care pot fi periculoase pentru bebeluș, dacă aveți anticorpi sau dacă nu aveți anticorpi, în funcție de rezultatele acestea, medicul o să vă îndrume mai departe. O să vă facă și grupa sanguină și RH-ul, dacă nu le știți deja. Deci o să vă facă așa o analiză completă la sânge. Trebuie să vă faceți aceste analize medicale și să mergeți ulterior cu ele la medicul ginecolog.
Ce vă mai spune medicul ginecolog sau ce mi-a spus mie a fost faptul că trebuie să mă înscriu pentru naștere. Am primit acest formular, o să vi-l arăt și vouă. Și aici, pe acest formular sus, vedeți că aveți această adresă, acest site, geburtsinfo.vin, unde trebuie să intrați pentru a vă face programare pentru a naște, pentru a vă face o rezervare la un spital. Pe site-ul acesta o să vedeți exact care sunt spitalele disponibile și trebuie să faceți, sunt trei pași pe care trebuie să îi urmați. Puteți, bineînțeles, dacă aveți un spital preferat, să sunați acolo la spital, dacă poate ați mai născut la un anumit spital, sunați și spuneți-le și vă faceți această înregistrare direct la spital, însă în momentul acesta înregistrările pentru naștere se fac online. Pandemie și toate celelalte, însă cred că este o modalitate comodă, pentru că îmi aduc aminte că în prima sarcină a trebuit să sun de foarte multe ori la spital, a trebuit să merg acolo pentru a reuși să fac o programare, pentru a reuși să fiu înregistrată la spitalul la care am vrut să nasc. A fost destul de complicat, însă acum online cred că lucrurile o să meargă mai repede și mai ușor. Deci, în primul rând, trebuie să vă înregistrați pe acest site, vă faceți un cont, scrieți acolo datele voastre, data probabilă de naștere pe care vă dă medicul ginecolog și numărul de asigurare. Cred că și puteți să alegeți trei spitale la care ați vrea voi să nașteți în ordinea priorității. Deci alegeți din lista aceea pe care ei o au acolo trei spitale la care voi ați vrea să nașteți. Faceți aceste lucruri și apoi o să primiți prin poștă o confirmare a înregistrării. Eu am primit-o deja, este aceasta de aici, în care îmi spune că am fost înregistrată pentru a alege un spital. Mi se dă un număr de înregistrare, mi se spun exact spitalele pentru care am optat și îmi spune că după a 22-a săptămână de sarcină o să fiu informată în scris care clinică are un plaț pentru mine rezervat. Deci una dintre cele trei pe care eu l-am ales, o să spună ok, o putem primi, avem un loc pentru ea și poate să vină să nască aici. Iar lucrul acesta o să-mi fie trimis prin poștă. Și ce mai spune aici? Da, dacă avem întrebări, mi se dă un e-mail, un telefon. Dacă există sarcină cu risc, atunci avem nevoie de hârtie de la medicul ginecolog. Dacă mi se schimbă numele sau adresa, sau dacă mă înregistrez într-o clinică privată, atunci trebuie să îi informez. Deci despre acest lucru este această înregistrare și confirmarea înregistrării. Iar apoi, după ce primesc în săptămâna 22 confirmare, atunci trebuie să mă înregistrez la spital, însă despre lucrurile acestea o să vorbim la momentul respectiv, când o să vă spun exact ce trebuie să fac. Așadar, în primul trimestru de sarcină, intrați pe geburtsinfo.vin, înregistrați-vă și așteptați să primiți acasă confirmarea înregistrării și numărul de înregistrare. Ce am mai primit de la medicul ginecolog? Am primit, bineînțeles, și o confirmare a sarcinii, a faptului că sunt însărcinată, în câte săptămâni sunt însărcinată și când este data probabilă a nașterii. Bineînțeles, nimeni nu știe exact când o să vină pe lume bebelușul, iar hârtia aceasta este foarte importantă pentru că o puteți folosi oriunde aveți nevoie de ea, însă în principal pentru angajator, pentru a informa angajatorul. Însă lucrul acesta devine obligatoriu până în săptămâna 13 de sarcină. Deci nu este obligatoriu să vă informați angajatorul mai devreme de săptămâna 13, pentru că se pot întâmpla lucruri, nu știu, Doamne ferește să se întâmple ceva și atunci poate sunteți puse într-o situație în care deja ați anunțat că sunteți însărcinată și apoi nu mai sunteți și tot așa. Deci puteți să anunțați oricând, însă obligativitatea vine cu săptămâna 13. Dar este bine să anunțați cât mai devreme sau din momentul în care știți că sunteți însărcinată, pentru că atunci
beneficiați de anumite drepturi și anume, în primul rând, nu vă poate concedia. Dacă află că sunteți însărcinată, aveți protecție împotriva acestui lucru. În al doilea rând, dacă aveți condiții de muncă grele, atunci sunt obligați angajatorii să vă oferă o alternativă mai ușoară. Dacă faceți ture de noapte, atunci lucrurile acestea trebuie să le discutați cu angajatorul și el este obligat să vă dea o variantă de lucru care să nu vă pună în pericol sarcina. Depinde de la angajator la angajator. În cazul meu, de exemplu, o parte din jobul meu se face în laborator, acolo sunt substanțe chimice, substanțe toxice și nu mai am voie să lucrez în laborator din momentul în care știu că sunt însărcinată și de aceea este bine să anunți angajatorul cât mai repede pentru a nu-ți pune în pericol sarcina, dar este decizia voastră, iar obligativitatea vine din săptămâna 13, așa cum vă spuneam, și este suficient să duceți acest Schwangerschaft Bestätigung de la medicul ginecolog pentru a informa angajatorul despre faptul că sunteți însărcinată. Mai am aici o programare pentru terminul următor. Am aici o listă de la medicul ginecolog pe care, în care sunt trecute spitalele la care pot să nasc sau clinicile private. Și mai am o listă și de clinici pentru a realiza două analize care sunt foarte importante. Nu sunt obligatorii, dar sunt oarecum obligatorii. Nu sunt obligatorii, dar e bine să le faceți, se recomandă să le faceți și e bine să știți dinainte lucrurile acestea. Iar analizele acestea se pot face fie la spital, fie la clinici private. Astfel că eu am o listă aici cu clinicile private unde pot să fac aceste analize. Și mă refer la analiza care se face la 12-14 săptămâni de sarcină, deci să spun la sfârșitul primului trimestru de sarcină, și este analiza care se referă la să stați să mă gândesc cum să spun în limba română, la detectarea sindromului Down prin ecografie și la testul combinat sau cam așa ceva, combined test se numește. Este un screening care se face așadar după săptămâna 12-a de sarcină și până în săptămâna 14, când se fac niște măsurători prin care se calculează riscul de boli genetice, adică sindrom Down și alte boli genetice, cred. Deci aceste lucruri se fac la privat și trebuie să le plătiți, nu vă sunt asigurate de Casa de Sănătate. Eu am ales să fac la clinica To Care, este în nouă, în sectorul 9, acolo am făcut și pentru prima sarcină. Mi-au plăcut, am fost mulțumită și o să merg tot acolo, însă dacă vreți, scrieți-mi și o să vă spun exact care sunt celelalte clinici unde puteți să faceți aceste analize, poate una care este mai aproape de casă. Și spun două analize, pentru că este aceasta care se face la sfârșitul primului trimestru de sarcină și organ screening-ul care se face în săptămâna 20-22 de sarcină. Aici la clinica aceasta pe care am ales-o eu, testul acesta costă 200 și ceva de euro. O să vă spun exact, pentru că în momentul în care filmez acest clip nu am făcut încă testul, urmează să merg să îl fac. Iar dacă faci amândouă analizele la ei, atunci ai un discount. De aceea nu știu exact cât este prețul, pentru că eu o să fac amândouă aceste analize la ei și o să primesc un discount. Iar, așa cum vă spuneam, puteți să le faceți în spital. Se plătește și în spital, deci nu este gratuit. Dar este important să le faceți, sunt foarte importante aceste analize. Și mai am aici și un prospect despre testul acesta Nifty. Sau NIFT test, care este un test recomandat în cazul în care vreți să vedeți dacă există suspiciune de boli genetice pentru sindromul Down, pentru sindromul Edwards și pentru sindromul Patau. Există mai multe feluri, un NIFT basic, standard plus și twins. Cu acest test vi se va spune și sexul copilului mai devreme, dacă vreți să îl aflați. Acest test se face în săptămâna 10, cred eu. Stați să mă uit exact.
Și se recomandă persoanelor, femeilor care sunt trecute de 35 de ani, dacă există în familie probleme cu boli cromozomiale și dacă în urma ecografiilor și măsurătorilor care se fac la testul acesta, la screening-ul de 12 săptămâni, dacă există atunci suspiciuni, atunci se recomandă să se facă și acest test NIFTY. Pentru trizomia 9, 16, 22 sunt mai multe aici trizomii care pot fi detectate în funcție de tipul de test pe care îl alegeți, iar acesta este, bine să știți, este un test non-invaziv, în sensul că nu este afectat copilul în niciun fel, vi se ia sânge vouă mamelor și din sângele vostru se face această analiză, pentru că o parte din sângele bebelușului este în sângele vostru și atunci se poate detecta foarte ușor acest risc și se face după săptămâna 10 de sarcină. Deci puteți să aflați dacă vreți testul sexul copilului încă din săptămâna 10. Dar testul acesta, v-am spus, este recomandat în anumite cazuri, nu este obligatorie, nu este obligatoriu și costă, cred eu, 600 de euro cel mai basic. În funcție de tipurile de trizomii pe care vreți să le investigați, există diferite, așa cum vă spuneam, opțiuni și acestea costă de la 600 de euro în plus. Este decizia fiecăruia dacă vrea să facă acest test, dacă este cu risc, dacă vrea să stea liniștit pe perioada sarcinii, nu știu. Este decizia personală pe care o iau viitorii părinți este și această posibilitate. Am vrut să vă informez și despre acest lucru, pentru că și eu am fost la rândul meu informată despre lucrul acesta când am fost la medicul ginecolog. La Corina nu am făcut testul acesta. Pentru BB2 nu știu ce să vă spun. O să vedem în urma rezultatelor pe care le primesc la screeningul de 12 săptămâni, dacă o să facem sau nu. Și cam atât. Cred că acestea au fost lucrurile pe care le-am făcut în primul trimestru de sarcină. Acestea au fost analizele medicale și documentele de care am avut nevoie. Dacă am omis ceva, scrieți-mi voi. Poate știți voi exact să oferim viitorilor părinți informațiile exacte sau dacă aveți întrebări, scrieți-mi pe Facebook, pe Instagram sau aici în secțiunea de comentarii și cu drag o să vă răspund. Face mare plăcere să primesc întrebări de la voi și mă bucur de fiecare dată pentru cuvintele pe care mi le adresați. Vă mulțumesc așadar că ați stat cu mine până la sfârșit. Sper să vă fie de folos aceste informații. Rămâneți în continuare alături de mine pentru a vedea exact ce se întâmplă în trimestrul 2 și în trimestrul 3 de sarcină și ce pași trebuie să urmați. Și cam atât pentru astăzi. Până data viitoare, vă pup! Pa, pa! Child, when you're out on your own, a million miles.